Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balani, a solicitat ministrului Agriculturii, Adrian Chesnoiu, adoptarea unor măsuri urgente pentru stabilizarea prețurilor la produsele agroalimentare. Acesta consideră că în 2022 este nevoie de o gestiune eficientă a stocurilor de produse agroalimentare în România și de un sprijin pentru ca fermierii să obțină producții bune în acest an. Ioan Balani a adresat o întrebare ministrului Chesnoiu, în care îi transmite acestuia că România posedă un potențial agricol deosebit, producția internă fiind superioară cantităților necesare pentru consumul intern. Cu toate acestea, într-o piață liberă se stabilesc conexiuni, parteneriate și colaborări comerciale între producători și distribuitori, care nu garantează faptul că produsele agricole românești ajung exclusiv pe piața românească. Apreciez faptul că în contextul evenimentelor politico-militare din Ucraina și al deciziei statului vecin de a asista exporturile de produse agricole, ați afirmat public că România are un stoc de cereale suficient pentru murărit și panificație, mesaj care trebuie să elimine orice formă de neliniște în rândul românilor. Cu privire la potențiale probleme de aprovizionare cu produse alimentare, a spus Balan. El a adăugat că relațiile comerciale ale României cu Ucraina implicau și alte dimensiuni ale sectorului agricol, nu numai cerealier, incluzând și livrarea de îngrășăminte chimice destinate culturilor agricole din țara noastră. Acesta precizează că este nevoie de o gestiune eficientă a stocurilor de produse agroalimentare în România și de un sprijin pentru ca fermierii să obțină producții bune în acest an. Având în vedere faptul că, potrivit declarațiilor domniei voastre, la nivelul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale sunt întocmite zilnic rapoarte cu privire la situația stocurilor de cereale din depozitele autorizate și din zonele de comercializare, vă rog să precizați dacă aveți în vedere să demarați cât mai rapid și o evaluare zilnică și pentru alte produse agroalimentare, ca de pildă legume, fructe, uleiuri vegetale, produse lactate, efective din zootehnie, etc. I-a transmis Ioan Balan ministrului Agriculturii. Deputatul Balan l-a mai întrebat pe ministrul Agriculturii dacă are în vedere să înceapă discuții cu asociațiile importatorilor și distribuitorilor de produse alimentare pentru a asigura un flux de produse constant, neîntrerupt, dimensionat la nivelul cererii din piața românească. În ultimul rând, Ioan Balan a spus că, având în vedere sistarea producției la combinatul de la Azomureș și posibilitatea realizării de importuri din Ucraina, vrea să afle ce măsuri are în vedere Ministerul Agriculturii pentru a sprijini fermierii să poată achiziționa la prețuri rezonabile și administra îngrășăminte chimice culturilor din anul 2022.